pentru că nu au transpus în legislația națională regulile care interzic practicile comerciale neloiale în sectorul agroalimentar, Comisia Europeană demarează procedura de sancționare împotriva mai multor state membre, printre care și România. Directiva Uniunii Europene privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi și cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar asigură protecția tuturor fermierilor europeni, precum și a furnizorilor mici și mijlocii. Termenul limită pentru transpunerea acestei directive în legislația națională era de 1 mai 2021. Executivul comunitar a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, Belgiei, Ciprului, Cehiei, Estoniei, Franței, Italiei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Slovaciei, care le cere să adopte și să înștiințeze Comisia cu privire la adoptarea măsurilor relevante. Aceste state membre au acum la dispoziție 2 luni pentru a răspunde la scrisorile de punere în întârziere și de a lua măsurile necesare.